perioada ordinii, citirii ordinii de zi, supunem spre aprobare procesul verbal din 21-a 2-a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fază al Comunei Heligiu pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 14.500 de lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport personal didactic și auxiliar aferente lunilor decembrie, ianuarie și februarie. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău a orașului Comânești. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Heligiu și diverse. Inițiator, domnul primar, Irina Nicu Ciprian. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru anul 2017. Domnul contabil. Potrivit datelor consemnate în contul de execuție bugetară încheiat la 31.12.2017, Comuna Heligiu înregistrează următorii indicatori financiari. Și venituri bugetare totale 7.822.690 lei, cheltuieli bugetare totale 7.914.703 lei, cu un deficit de 92.013 lei. La finele anului 2017, execuția bugetară s-a încheiat cumulat cu un excedent de 1852.238 lei, provenind astfel o economie la secțiunea de funcționare de 671.272 lei, și un deficit la secțiunea de dezvoltare de 763.286 lei și un sold al anului precedent de 1944.252 lei. Deci rezultând un excedent final de 1852.238 lei. Sintetic, execuția bugetară la finele anului 2017 ar prezenta următoarea structură. Încasări totale 7.822,69, din care venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte și alte venituri de 856,6 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit de 1.446,58 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată de 5.152,68 mii lei, subvenții primite de la bugetul de stat și alte bugete de 366,8 mii lei. Un pic trăgiți ca să intre și după amândoi. Cheltuielile efectuate din bugetul pe anul 2017, efectiv plățile efectuate, sunt în valoare de 7.914,70 mii lei, din care cheltuieli de personal 4.519,59 mii lei, bunuri și servicii 1.387,26 mii lei, transferuri între unități ale administrațiilor publice 66,63 mii lei, alte transferuri, aici intră culte religioase, de 20,96 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 26,76 mii lei, asistența socială 829,67 mii lei, cheltuieli cu investiții 1105,28 mii lei. Și mai avem și niște sume recuperate din anul, din anii precedenți, de 41,45 mii lei. Ele vin cu minus la cheltuiala, efectiv. Practic, veniturile pe care le-am prezentat, defalcate astfel de 856.582 lei veniturile proprii, reprezintă un 10,9% din totalul veniturilor. 1.446.622 lei
sunt preelevări de la bugetul de stat sub forma cotelor și sume defalcate din impozitul pe venit și reprezintă 18,5% din total. 5.152.687 TVA-ul reprezintă 65,8% din total și 366.798 subvențiile de la bugetul de stat reprezintă 4,6% din totalul veniturilor încasate. De altfel, cheltuielile pe care vi le-am prezentat, la cheltuielile de personal de 4.519,59 pe administrația publică avem 1.105,43, efectiv capitolul 51, iar ca ordonator terțiar de credite școala Helegiu 2.659,25 și indemnizații persoanei cu handicap de 283,78 lei. Iar cheltuielile cu asistența socială de 829,67 sunt împărțite în 614,37 lei indemnizații cu handicap și 178,30 lei ajutoarele de încălzire pentru lemn. Și cam asta ar fi execuția sintetică. Sunt discuții. Da, discuții. Supunem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa. Doamna se abține. Și eu. Și domnul Măgâna 3. Rapoartele de avizare pe comisii? Eu mă abțin. La comisia economică. Așa au fost de la început. Da. În rapoartele de avizare, zic, da. E abținere. Da. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind planul de fază al Comunei Helegiu pe anul 2018. Discuții? Să punem la aprobare. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 14.500 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielii transport didactic și auxiliar aferente lunilor decembrie, ianuarie și februarie. Asta a fost cel care e dură. Deja da. E... Deci abțineți prevăzut în buget 15.000 de. Trecem la punctul 4. Zic acum pe decembrie, ianuarie și februarie. Da. Păi viața e mai mare, pentru că am făcut ședința de buget după. Nu ne trimiseți la școala necesară. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău a orașului Comânești. Da, aici aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Cred că știți cu toții și s-a tot mediatizat în presă, nu știu, la televiziuni. Situația Comâneștiului, am avut acum câteva luni situația Moineștiului, situația Dărmăneștiului, nu știu ce să zic. Știu atât că dacă m-aș pune în situația domnului primar Miron, n-aș fi fost deloc plăcută situația, mai ales că dânsul are acolo un serviciu funcțional ca și noi la Helegiu, mi-e teamă că putem urma noi peste câteva luni să fim în situația respectivă. Înțeleg și punct de vedere a ADIS-ului, a domnului Seto, care am avut discuții și suntem în pericol să nu putem folosi celula 2 începând cu 1 mai și atunci vom fi cu toți în... într-o problemă când nu avem un depozitat cu noile menajerii. Chiar am urmărit emisiunea de la Tele Bacău sau nu știu cum se numește, cu domnul Miron. Pertinente răspunsurile lui și am practic înțeleg cum stau lucrurile, dar cred că și noi, primarii și Consiliul Local, ne-am cam grăbit cu ani în urmă când am aprobat regulamentul și astăzi cam nu prea ai ce face. Pentru că eu l-am înțeles, mai ales că dânsul e singura unitate ce strânge gunoiul selectiv și atunci, normal, gunoiul ce ajunge la celula 2 e cantitatea mult mai mică decât atunci la Helegiu, de exemplu, sau de la Moinești sau de la Onești. O bună parte din materiale el le reciclează și le dă către alți furnizori. Cred că acolo e o problemă de comunicare. Acum, cu noi sau fără noi, am înțeles că situația dânsului deja e aranjată. O să le excludă că majoritatea din Consiliul de Administrație o să aprobe așa. Am înțeles că e susținut.
A, posibil să fiu, nu mai știu. Deci nu mai știu, pentru că la noi în România te aștept la orice. Și atunci de ce mă sun în continuu și mă nebunește să punem ședința cât mai repede, cât mai urgent? De exemplu, ieri am primit chiar o adresă la Adis, eu sunt vulcanic, așa și știți foarte bine, și când mi se pune pata, mi se pune. Nu mi se pare ok, îmi trimite o adresă în care îmi spune că am 6.000 de lei datorie către Adis, cotizație la, pe anul 2018, situația în care suntem în luna martie astăzi. Și mi-aduc aminte foarte bine că noi acum două luni sau o lună nu am aprobat acea cotizație, nu mi s-a părut ok și nici în regulă să o triplezi, am înțeles, inflații, salarii s-au mărit peste tot, o facem 4.000, dar 6.000 nu, mi-a trimis adresă că avem datorii. O să merg la Adis și o să întreb cum stau lucrurile. O vedea care sunt rezolvările, suntem depășiți. Acum, dumneavoastră, cei care hotărâți, v-am spus punctul meu de vedere, îl înțeleg și pe domnul Miron, înțeleg și pe domnul Seto, putem fi și noi în situația lui Miron, mâine, poimâine, oricând. Mulțumim Dumnezeu că suntem așa și că încă ne mai putem duce serviciul nostru. Nu vă ascund că am avut și control de la RSC, pe gunoaie menajer, pe zăuci salubritate, ne-au dat niște termeni și nouă, o să încercăm să le ducem la capăt cât putem, trebuie să înfițăm și noi societate comercială, care pentru mine înseamnă, nu știu, ne ducem în cap. Adică ați văzut și dumneavoastră execuția pe 2017, că avem 700.000 de lei aproximativ, buget local din taxe și impozite. O sumă extraordinar de mică, mai ales că cheltuielile sunt foarte mari. La nivel de UAT Hilegiu, care nu e UAT Bârsănești sau Sânduleni sau, nu știu, Bogdănești, Târgu Trotuș, Cașin și Mănăstirea Cașin. E o comună mare, o comună cu 7.000 de locuitori, o comună în care avem 70 km de drum comunal. Mi-și team, mi-și frică să mai ies prin comună. Mă duc la Drăgugești, noroiul cât mașina. Mă la Brătila, noroiul cât mașina. Situația în care am trecut, am cărat balast de 7-800 de milioane. Sort, nu din Dasleu sau din altă parte. Și de când sunt la primărie, de 12 ani, an de an, s-au cărat balast pe toate ulițele și parcă intră în pământ, parcă dispare. Deci nu știu ce, doamne, iată, se întâmplă. Trebuie să luăm de la capăt. Problema e banilor. Problema banilor e și în România, nu numai la Hilegiu. O vedea cum o scoate la capăt. Pot să vă, dacă tot discut și nu știu dacă să mai venim la diverse, vreau să vă spun că și lucruri bune. Marți am fost la București și am semnat contractul de finanțare pe cele două proiecte PNDL, am reușit și, dacă Dumnezeu, știu, într-o lună jumate, două, ne apucăm de execuții. E vorba de dispensarul Hilegiu modernizat și dispensarul la Brătila modernizat. Ieri am fost la Iași pentru camionul de la Hilegiu pe Gal, unde am primit promisiunea că luni, marți, o să vin în vizită în teren și, dacă Dumnezeu, cât de repede dăm drumul la treabă. Azi m-am întâlnit cu un proiectant și cu un la Brătila pentru ce ori acolo să betonăm panta aceea. Într-o primă fază am spus că o merge mai repede, dar se pare că nu e așa cum am zis eu. O să fim din nou la mâna drumurilor naționale. Mi-e teamă din răspunsul lor, pentru că așa am pățit și cu alea pinoală la Hilegiu. Știți că am băgat o linița de investiții să facem o alea pinoală până la drumul Tinoase spre Bălăneasa. Avem bani, avem proiect, avem tot ce ne trebuie, dar trebuie să obținem autorizația de la și avizul drumurilor naționale. Pentru că e de-a lungul drumurilor naționale și ei dau avizul. Ca așa e în România. La fel și cu Brătila, avem aceeași situație. Nu e un anumit ăsta? Păi nu prea ne încadră. Pentru că dacă te iei după zona de poliția drumului, trebuie să fii 25 de metri la axul șosele. Și nu avem. 25 de metri, 25 de metri acolo. Păi și n-avem. Avantajul nostru e că porțiunea aceea pe care vrem să o construim e intabulată și în proprietatea noastră. Dar nu știu ce o fi. Vom vedea. Eu am emoții că la noi suntem pricepuți la pune piedici și să stăm pe loc. M-am văzut dacă aduci dumneavoastră duminică cu România Te Iubesc, mă uit, mă mai amuz și-o câteodată, cum stăm pe loc de 6-7 ani de zile să facem o inel la o comună, la capitală, din cauza hârtiilor și a birocrației ca la noi. Discutam eu, domnul director, la AFIR, sunt 6 angajați, 600 de proiecte. Vă dați seama că sunt târzi și n-are cum să ți le aduc la timp și să le... În fine, sunt chestii și chestii. Da, dacă aveți discuții pe tema excluderii Comuneșului, dacă nu, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Împotrivă? Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă sau cine se abține? Toată lumea se abține. Da, și o să vedem ce o să mai întâmplă. Cel mai bine e așa, poate... Sunt 50
Păi de asta am spus, cu noi sau fără noi... Care au votat deja. Da, cu noi sau fără noi. Știu că la Bacău... Oricum, depinde din voi. Da, nu știu. Vă dați seama că eu aș fi în situația lui Miron, că sunt ca și el vulcanic și nervos când se pune problema să renunț la ceva. Ce fac cu patru oameni? Trim patru oameni acasă care avem angajați, mașină luată, chiar dacă cheltuim poate mai mult, dar măcar nu-mi bagă nimeni sula în coaste, să plătim sute de milioane în fiecare lună pe persoane care nu sunt în comun. Și nu le și eu am 6500. Și măcar dacă le adunau deci, ei. Mi-au trimis o adresă să-i confirm că, conform Institutul Național de Statistic, la Helegiu sunt azi 6600 locuitori. Eu am curajul să merg să numărăm împreună și o să vedeți dumneavoastră că mai mult de 3500 nu am în Helegiu astăzi. Deci asta am garantat. Săptămâna trecută, domnul Mărgălin, am semnat la Drăguție și în jur de 80 de contracte să pleci în Germania. În jur de 80 eu. Într-o săptămână. Eu. Dar m-a semnat Vali, că am fost plecat în două zile. Deci în fiecare zi a venit băiatul ăla de pe Vali, nu știu cum îl cheamă, frate cu capăt, nu știu cum îl cheamă. Venea cu microbuzul plin și contractele. 20 de inși. Veneau la Hedegiu, semnau contracte, plecau numai de la Drăguție. Dar urmează de Lenu, la care la fel vor pleca ea câteva sute, urmează la Bătila mai puțin. Da, că să adunăm, sunt la Brătila, la Brătila, la Brătila și nu mai știu ce. Da, asta e. Da, trecem la punctul 5, raportul primarului privind starea economică și socială de mediu a comunei în 2017. E vorba de raport de activitate pe anul 2017, pe care știm cu toții, l-ați primit. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi spuneți. Partea de cifre acolo, un pic în ceață, e aceeași mai execuție a 2017. Dacă nu, cine este pentru? Nu trebuie aprobat. Acum, și ultimul punct, hai diverse. Să ascultăm, pe domnul Popescu, nelipsitul nostru cetățean al satului Helegiu. Nemulțumit. Vă ascultăm, domnul Popescu. Am ajuns la dumneavoastră datorită faptului că trebuia să fiu și la ședința anterioară. Am pierdut-o datorită brevii. Da. Și vei veni până când nu s-a rezolvat problema. Să ne spuneți problema. Deci eu am cumpărat o casă în 1997. Am titlul autentic. În 2013 eu sunt anulat. Spuneți-mi și mie, cum, cu ce ajutor, cum a făcut acel titlu de proprietate prin modificare și este, există pe terenul meu care l-a cumpărat cu titlul autentic, Ileana a fost la proprietare. Deci eu nu știu ce să vă spun și nici colegii mei sunt convins că nu știu ce să vă spun. Pentru că aceeași poveste o ascultăm de câteva ședințe, eu o ascult de vreo 8 ani și știți foarte bine. 7, 5, nu știu. Aveți o hotărâre judecătorească. Să știți despre ce este vorba, că ați fost viceprimar, vicepreședinte al comisiei și acum eu știu atât. Dumneata e o casă la Helegiu cu un teren pe care ai cumpărat conform formului contract de vânzare-cumpărare și că hotărârea jucătorească care o ai pierdut-o cu vecinul ma ta nu are nicio treabă cu casa. Cu cine vecinul? Cum o da, hotărârea jucătorească ce spune domnul? Noi nu suntem mai presus de lege, să știți. Nu pot deci, să... pe mine mă interesează să-mi dea scris, semnat și ștampilat. Unde locuiesc eu? Asta, pentru asta. Aveți buletin, scrii la satul Helegiu, comunul Helegiu, numărul... Aveți casă, plătiți taxe și impozite la Helegiu. Ci vecinul dumneavoastră... Dar eu să-mi scriu o adeverență din asta sau eu știu cum... Dar cum să scriu, domnule, mai pre... Ce să scriu unea? Nu știu ce să scriu, că eu aș trăi 5, că m-a ca să scăp, dar nu știu ce să scriu. Și vă zic, dar i-am dat aici în rotura trecută și vă scriu. Deci, sigur, dar i-am dat, dar nu prea așa. Nu doriți adeverința de rol? Adeverința de lor înseamnă că dumneavoastră locuiți-o cum noi legiu, spune exact unde și cum. Nu știu vesel. Atâta din misalii sunt contribuabile și plătiți impozite. Deci adeverința de rol este singura adeverință pe care eu pot să vă elibrez dumneavoastră ca și dovadă că locuiți la Helegiu. Este aceeași adeverință, este aceeași adeverință pe care o eliberăm și în momentul în care se preschimbă buletinul sau se face un buletin. E cu numărul de casă, poziția de rol și zona în care locuiți, care eu, o știm cu toți. Eu acum că sunt în instanță, deci acum... Dumneavoastră sunteți în instanță nu pentru că n-aveți casă, sunteți în instanță pentru că ați ocupat abuziv pământul unui om și omul v-ați în judecată și dumneavoastră ați pierdut. Deci unde sunt eu? Dați-mi vecinii, vă rog frumos. Nu vreau altceva, doamne, mai cadou. Nu aveți contract de vânzare-cumpărare, ce scrie în vânzare-cumpărare? Cadastru, da. Nu, are contract de vânzare-cumpărare în care scrie vecinii. În 2013 a venit altcineva și mi-a trecut pe fostul meu teren, pe fosta proprietară. Nu. Nu există ce.
De cine v-a făcut un rând? Am Dumnezeu, Sfântul lui Iisus. Cine v-a făcut, da? Dați-mi un judecată cu aia. Păi nu, păi, dar nu ce vorbesc, domnule? Eu suprapus. Domnule Zărnescu, dar acum adică... Dar nu se suprapus, adică nu înțelegi. El are terenul lui, îl stăpânește, nimeni nu îl ocupă. El s-a întins cu gardul peste un alt vecin. În 2013, în 2013, mi-a venit iară... Are cumpărare de acolo. Are cumpărare de acolo. Dar cum? Nu are tot în regulă. El a ocupat terenul cuiva? Dom'le, nu asta mă interesează că l-am ocupat. Vă rog frumos să-mi spuneți unde locuiești și cu cine mă învecinez. La Helegiu. Și mă învecinați și cu rață la iest. Cu... Nu sunt nici o rață. Dar n-ai actul de vânzare cumpărare, nu scrie cu vecin. Dați-mi actul de vânzare cumpărare care aveți. Dați-mi și actul de vânzare cumpărare, vă rog. Să citește vecinii, dacă nu-i bine. Nu, acum nu-i vădea cumpărare, spune că altceva cumpărat acolo, suprafața de, cu vecinii. Ar trebui să-l judecătorul acolo. Ce suprafața are acum? Ce cumpărare asta nu are de 2013, ce m-am luat și de portatul de ieșare, dar trebuie să mă înțelegeți. Deci eu nu mă duce la Arhiv, nu mă duce la Cadastru, nu mă duce la Pintării, nu mă duce nicăieri din cauza că mi-a luat terenul meu. O întrebă de iarăși poate. Domnul Bubesar, ai mai mult teren acolo decât ce e în contract? Ai mai mult teren? Deci cât am eu și vecinii mi-e interesează. Nu, haideți să vă datați-ne contractul de recuperare, că nu puteți să pierdeți. Deci, asta ce întrebare e? Am zis întrebare. Deci, ideea este că el are cumpărat așa, uitați cu titlul ăsta, a venit prin modificare la mine. Stația lui lângă gard? Da, dar e tabla aia. Da, haideți până când găsești domnul. Haideți să vedem problema lui la diversia domnului Ministrul de la Drăguger. Domnulat? Da, o fost la Drăguger. Da, e vorba de... E vorba de zona unui stă... Piteiu, pe acolo. Pantaler, nu știu. Pitârș. Pitârș. Să-i facem gard drumul. Cetățenii satului Drăgugești vă roagă să luați în cunoștință situația drumului de pe Târș. Este foarte noroios și copiii mei pot merge la școală decât cărați în brațe de părinți. Și mi-a dat aici 40. Știți ce înseamnă mai devreme că noroiul este peste tot. Din luni am discutat deja cu firma de aici. Și la Mocane acolo este strigă. 50 de mașini de balastru. Cât se poate am un troan? Băi, ăsta. Cum mai poate betonatul? Nu mai știu. De ce? Nu cu ce. Deci ce am discutat de beton, am discutat pentru că am băgat o investiție pe Brătila și la Drăgugești, centrul ăla acolo unde schimbăm domnul. N-am cum altul. Dar și nu rugămiți la eu am discutat cu oameni de acolo. Oamenii sunt ca și cei de pe dealul bisericii. Pe dealul bisericii și aici la Cămin am găsit înțelegere cu niște oameni gospodari care au venit cu o parte din banii ei, am venit noi cu ce am putut să-i ajutăm și au rezolvat cât de cât problema. M-am întâlnit și cu o parte din cei de aici, cu Pătârnic Ionel, cu mama lui Dan ăsta Pantaler, cu cineva de acolo, și o să căutăm o soluție prin care să-i ajut și eu cumva. Nu, Pietru Irii, dacă îmi putea o cifră, două de beton pe întreținere și să... Ce am avut pe drumul anul ăsta, o bună parte, am dirijat către de Brătila, că dacă nu plombăm
DN 160, 160 a plătit, la riscăm ca la anul să fim ca la Onești, dar nu știu unde, la Onești mașina. Deja drumul are 11 ani, iar cu garanția unui drum beton asfaltat e de 10 ani. E clar că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Atunci eu vreau să nu ajung în situația în care nu mai pot acoperi acele găuri și să plombăm 20, 30, 50 de găuri cât or fi, să le așezăm acolo sus la Andrei, unde iar e rău, la Calai, stații, la Ardeleanu și găurile care mai sunt, măcar să le plombăm. Încerc, dar să văd. Dacă ei o să... Eu cred că o să implice și ei, că erau interesați să așeze. Acum, cum e treaba acolo? Ei azi folosesc un drum pe care l-am făcut eu acum 4-5 ani. Cine din Drăgugești știe foarte bine lucrul ăsta. Și Ion știe că e de la Drăgugești și cred că știe și de domnul Mărgărină. Drumul ăsta de pe Băcămin, imediat la stânga, a fost un drum de căruță încus, nu a fost un drum de acces de mașini, până acum 4 ani, 5 ani, când am dat noi drum și am băgat un excavator și un buldozer, l-am lărgit. E adevărat, un drum care lor le ușurează accesul către gospodării. Că e pe scurt, nu mai ocolesc la fântâni, pe acolo, pe la nu știu unde, în Părău. Ăla vor ei betonat, panta aceea abruptă, da. Nu știu posibil. Nu pot spune acum că știu că nu avem bani pe investiții, ce a fost bani, am împărțit toți pe tot ce am discutat acum 2 luni de zile. Dar prin întreținere, mai să mai vin și eu cu o cifră, mai cumpăr și eu o cifră, poate găsim o soluție să-i ajut. Da. Asta și altceva. Când degeaba se balastă cu drumul ăsta, trebuie un autogrill, că degeaba avem bultorul ăsta. Autogrillul strânge grămașul, face un bombat ăla, că îmi fuge apa în domnule casa. Nu poate să intre autogrill pe drumurile astea înguste, decât pe drumurile largi, cum cel la DLM, sau, dar pe drumurile înguste, pe ulțele înguste, care sunt și înguste și în curbă, asta are 7 metri cât are un autogrill. Nu, poate intra. L-am avut acum, vă trezim, pe drumul Poienii. Deci am cheltuit, nu știu, când am făcut un calcul, când am o situație de lucrări, dar cred că câteva zeci de milioane buni cu drumul Poienii. Am balastat, am băgat autograderul, când am terminat și am zis, Doamne ajută, o fi zăpada asta de nou, dacă merge azi spun la Iancu, mai rău că cum a fost. Nu știu ce să fac. Nu știu. Situația eu știu, soluția eu știu care este. Dacă ne-ar trece acel proiect pe AFIR, pe 7-2, pe modernizare drumul local, care avem bună parte din drumurile astea pentru asfaltare, ar fi treaba cum ar trebui să fie. Dar nu o să fie, că nu sunt bani și sunt convins că nu ne acceptă proiectul. De 2 ani zile depus, avem 47 de puncte, s-au intrat cu 50 și încerea cu 50 care le-au luat acum 2 ani, n-au semnat contract de finanțare. Ce să vă zic mai mult? Asta e situația. Altcineva? Da. Mai are... Mai e aici, la Fial, ca lângă mine. Așa. Subiectul la panta aia la... Da. Așa. Toată apă vine la voi, cum vedem, e lungi toată Berina. Nu se duce nici în stânga, nici în dreapta față. E o tunat de tot, de marginea Roxanță. Și toată apa e lungă, cred, de la lumea. La lui Voicu? Da. Trebuiam niște dane întrerupte peste poliția acolo. Ce era altă era acolo? Voi peste drum? Da. Așa, nu mă gândeam cineva... De sus. De pe așa? Da, podiențul ăla acolo e făcut. Nu o să intre în șanțul ăla de... Nici este corectat, da? Pentru că podiențul este făcut complet. Dar podiențul ăla e făcut de noi, nu? Pe... Nu, ar trebui să-l facă... De noi, de firma care lucrează, da? Și-i făcut nou. Cum s-a făcut pe care? Era cu dar cu dar haideți să discutăm cu ei. Oricum, trebuie să putem recepte așa cum e și apoi să-l modificăm. Tăiem. Da, era bine cu biscuiți, cum e la cămin, așa să... Da, exact. Da, dar că nu se duce cu drumul ăsta. Da, să vedem. Da, altceva. Da, altceva. De dirijare undeva cu 10 mai sus, dar e îngust. Nu, e îngust, e tot la fel. Florinotul meu avea toate. Pentru nu trebuie să facă. Toată apa duce la stagăria. Păi e clar că se duce la stagăria. Și am convins cu apă, dar... Este e mai rea când merge în asfalt și în asfalt și asfalt și asfalt sunt urmărizători. Se iubează, da. Se iubează, da. Dar au făcut oamenii, tot așa. Ascultă la cerurile. Da, altceva, da. Vezi bună, cu patru, tot de părău, de părău, de părău, de părău. Băi, cum te ca să ascultăm ce zici și ăștia? Nu, da, luni sunt programați. Și mai este un canal, chiar în curb, în prima curbă, cum facem când acolo la Voicu. S-o lăsat, știu. Da, e foarte urât canalul acolo. Da, acolo trebuie să vină să-l ridice, nu știu ce e făcut acolo. Dar de măturată am luat în calcul domnul Vici și pe Brătira că e ce situație pe panta bisericii. A fost iar mult, ne simt mult, e firesc să fie așa. Dar l-am tot lăsat pentru că la o ploaie, la un polei, dacă mai îngheață într-o seară, două, nu mai ajută la patinat, știu. N-aveam cum altfel. Nu. Da, dacă nu mai state probleme... Da, da. Sorin. De la ciortea betonată. Așa. Dacă nu ne țepăm în asfalt, mai trebuie arbit la drumul. Știu că acolo e problemă. Ce se întâmplă? Nu noi hotărâm lucrul ăsta. Este extravilan drumul, nu este intravilan și atunci trebuie să merg la Consiliul Județean să cer
avizul structurii. Și sigur, Consiliul Județean, pentru că ne intersectăm cu DN11, ne va da aviz de la drumul național. Eu nu cred. Să lăsăm 5 metri. 10. Oricum așa am luat un calcul și eu. Așa am luat-o și eu prima dată. Am să lăsăm 10 metri să nu înțepăm de ei. Dar sigur, Consiliul Județean mă trebuie la DN11. Eu nu cred să fiu problemă, pentru că eu vin în sprijinul lor astăzi. Dacă noi ne facem acolo rigolă și dirijăm apa în subtraversarea aia, nu mai este apă. Dacă mergi acum la Unești, că eu acum vin de acolo, e drumul ăla până la Lenuța, e plin de apă și noroi numai din cauza că se scurge pe versantul nostru. Dacă noi îl betonăm, am luat în calcul primii 20 de metri cu ancore de fier beton ca să nu patineze sau derapeze, n-ar trebui să fie o problemă. Dar eu vorbesc de timp. Pentru mine înseamnă timp. De tot ce înseamnă documentația dusă la drumuri naționale, e acolo au 2 sau 3 specialiști la nivel de Iași care se ocupă de avizii și ne întârziem iar 2-3 luni și ne apucă august-septembrie să turnăm betoane. Că așa se întâmplă la noi în țară. Asta e, dacă s-ar mișca mai repede pe avizii și nu ar fi atât birocrație, n-ar fi nimic. De exemplu, cei de la mediu, la agenții de mediu, se ocupă să se mișcă foarte repede. Totdeauna, când am depus la ei, a doua săptămână au avut ședință, imediat, în 7-8 zile, avem aviz. Pe la apele române, pe la drumul național. Stai luni întregi și aștept să... Măcar trebuie depus. Când o vine, o vine asta. Da. Da, haideți da. Să citesc un pic contractualizarea cumpărare. Ați citat? Deci spune așa, că sub semnație Nea Ioan și Floare vă vinde dumneavoastră o casă la Helegiu, la învecinat, la nord cu tot de Rașcu Ștefan, la sud Mitică Costică, la est drumul, și iar la vest Rață Neculai. Ce nu-i regulă aici? Deci vă rugăm să rețineți, domnul primar, la ședința următoare să știți care județul e, domnul primar. Da, eu știam și fără să... Da, iar pe cei vecini, vă întrebați? Păi nu. Dar poate fiecare a mai vândut dintre ei. Și n-a vândut nimeni. Păi cum nu acolo a fost un dâmb, s-a nivelat de semeia Helegiu în 82-83 și s-a așadat domnul Ștefan Toderașcu, că l-am în toate actele Ștefan Toderașcu, nu-i Brăina. Și a venit tocmai Brăina, Neculai și suprafața cum? Suprafața cum? Cât? Care-i problema? Domnul, dumneavoastră aveți 990 de metri acolo? Poftim? Aveți 990 de metri? Nu, are 2700. Și atunci despre ce vorbim? O venit executorul. Nu, domnule, dumneavoastră, cât ați plătit aveți? Am gata, dacă ai... Deci dacă vreți, domnul... Ca să poți să descoperi acest nacază care l-am covrit, oamenii ăștia peste mine, că ăla teren mi l-a dat mii, nu lor. Păi cine? Mie trebuie adevenit de la primărie, semnată și tabilată. Păi nu, sigur. Da. Ce l-a dat fie? Ștefan Toderașcu cu Ileana. Ce l-a dat cu Ati? Nu, dar ei au actii. Păi și atunci ce mai trebuie? Bă, dar ei au actii. Bă, Ștefan Toderașcu. Care e proprietar? Nici măcar Război n-a făcut Ștefan Toderașcu. Și are actii? Nu! Ce treabă are? Și din Război. Bă, cum este legătură? Calul are de treabă noastră mai actii. O dată nu de care actii. O să, mai oprim cu niște actii, cu titlul din păi, dar care actii? Nu poți lua. Păi, dar care actii? Păi, dar care actii? E dificil. N-am unde să stochez informația. Poți trage fiind până la plăbim să fie în același faină. Dar vreau să luăm. Dar i-am dat roi. I-am dat roi. Bă, dar nici măcar semn la juridic. E, dar așa pierdut procesul, am înțeles, nu? Da, poftim contractualizare cumpărare. Mai judecător de judecător. Mă, omul ocupa pământ și acum are. Și acum mai ține pământ ocupat acum. Când a făcut domnul Ienea, tot Ștefan Toderașcu este domnul primar. Uitați-vă ca să o vedeți. Dar nu... Nu are niciun relevant. Nu sunt mai pe sus de lege eu, dacă jucătoria nu mă dă nevoie. Cine îmi dă și mie, fiți să vadă unde locuiesc eu? Eu acum, Ienea Ilean e locul meu. Nu Ienea Ilean, acum ta l-ai cumpărat de la Ienea Floarea și unde ai văzut Ienea Ilean în locul ta? Păi titlul ăsta care mi-a venit acum, Brăila Neculai, păi Ienea Ilean a trecută. Pentru că titlul ăla a fost făcut în 91, când Ienea Ilean era proprietar. L-a făcut în 2013. În 2013 este modificat, domnule. Modificat, da. Cum este cațul în acolo. Și ce caută Brăila Neculai acolo? Păi ce caut? L-am pus eu, l-am pus cine acolo. Deci, s-a dat teren, la legea 18, l-am pus eu acolo. Eu aduc martor, mă duc în instanță cu dânsii. Mi-i întrebi iurtia asta de la dânsii. Deci, în concluzie... Deci, aduc martor, mă duc așa aici, cu 8. Bă, se mea o Helegiu. Mergeți în instanță și avocatul dumneavoastră sau avocatul celelalte părți o să-i facă adresa oficială către primăria Helegiu, prin care îi pun la dispoziție orice document ne cere. Eu să vreau. Nu pot mai mult. Dar avocatul, nu dumneata. Eu nu pot să dau mă tale un act când zici Tudor are casa acolo sau nu are.
toate când ai casă, ai teren, nu ți-a nimeni teren, nu ți-a stricat nimeni gardul, nu văd nelăbătă. Nu mi-a stricat dacă mi-a băgat țevii pe învierile. După ce te-ai întins, dar eu 20 metri. Dar așa azi ai capul în pământul lui. El lua capul de acolo și până. Păi eu. Până o capul. Pierdem timp. Da, dacă nu mai sunt alte discuții, declarăm închis ședința de astăzi. Vă mulțumim de prezență.